Алло, алло. Сауди? Да, Сауди. Bună ziua, domnule. Salut. Aș avea cu problemă eu că m-am mai adresat la Mata și am făcut gălăgii pe acolo și parcă de tot nu s-a întâmplat nimic. Dar cum povestești? Că erai la spital atunci la Sângerei și am fost împreună la comisariatul, inspectoratul de poliție. Ai intrat și te-ai lămurit cu ei, dar nu s-a lămurit treaba. Și ce ai? Ai un incident cu cine? Cu polițistul de sector din Copăceni? Nu, nu-i polițist de sector. Îmi pare că nu-i șef pe Ucescovi, el. Păi dacă e șef pe Ucescovi, e polițist de sector sau șeful de sector? Sau nu e chiar cred. Șef? Cred. Bine, nu contează, e un polițist. Da, da. Nu mă șef, e un trânșă. Pe data de, de anul 2016, asta undeva au fost 25 decembrie, așa au fost. Câți ani în urmă? 2016 anul. Asta înseamnă 3 ani în urmă. Da, așa. Că numărat și eu asar, nu ține minte când m-am uitat, a numărat și 2016. Eram la... Poate poți să lași țigara, te rog, într-o parte, că n-aș vrea să promovăm tabagismul, că nu-i sănătos deloc. Și ne privesc și copiii să nu creadă că așa e normal. Îmi cer scuze. Erai la Copășeni la un bar, sau nu ce era acolo, un local? Cafeneaua. Uh-huh. Aceea e de la cotitură, da, mare. Așa. Eram cu prietenii, jucam biliarde, de distram. În timpul ăsta, pe la 22-23 oară, nu țin minte precis, când eram o leac servit, nu spun, nu, misiune, în deopște, spun cum a fost. Jucam biliarde și în timpul ăsta intră grăjdierul cu copilul în braț, intră în cafenea, pune copilul pe prilaf, și se începe a uita pe acolo, nu trecem noi seama la asta. Dar grăjdierul e polițistul ăsta, da? Da. El a venit în cunul de la prepliță, fumeia lui, copilul, servit era cu mașină. Acel de la prepliță era tot polițist sau civil? Nu. Un civil? Da. Și nu știi cine conducea? Care era servit? Acel care era șofer sau? Grăjdierul. Chiar grăjdierul era băut? Chiar grăjdierul. Era Crăciunul și se iartă, nu? Cred că la dânsul dat îți iartă. Am înțeles. Și? Și fratele meu și încă un băiat îi dansau. Și nu-și care dintre șuiera, că până la urmă a ieșit cu fratele șuiera, dar fratele nu are dință și nu poate șuiera. Că el încă le-a arătat, că i-a făcut protocolul, că el șuiera, deci fratele în cabinet, la dânsul le-a arătat că cum să șuiere, deci șuiere și nu poate șuiera. O că eu ca să șuiera, eu trebuie să văd deștele între dinți, știi, ca să șuier. Și eu l-aș prefăcut foaia asta, că nu el o șuierat încolo. Nu, asta nu-i strașnic. Și eu am văzut cazul ăsta, că ei nu știu acolo, cam să sfădea și mă aproche și întreb ce s-a întâmplat. Și grăjdierul îmi spune, scată de treabă, știi, de cum să scade de treabă, că ăsta e fratele. E fratele meu și nu pot să-mi cade de treabă, vreau să știu te ghin. Și el iar, e pe pielea, ești scat de treabă, că el până la asta nu m-a mai ugrăjit, că el a să mă bată, că el ești autoritetul, eu odată și odată, eu... Dar și pe piele, așa te poreclesc ei pe piele? Pe piele asta e bunelul meu, așa eu fost poreclă pe piele. Am înțeles, da. Așa și știi de în sat. Da, așa și mergi înainte, că mai ușor te găsești în sat. Da. Și îmi spune pe piele și cu minte ca să ne svedim, știi? Și greșeala mea că am spus eu cuvinte. Am spus, n-am tras, am spus și eu. Așa tu știi cu minte, dacă n-ai știi cu minte, aș te scot afară și aș te ocăresc. Ei, omul când e ghezmuit are curaj. Așa, că să nu fost el ghezmuit și după atât în poliție lucrează psihologii, să aleși, nu? Ar trebui, dar și el dacă era ghezmuit nu se mai controlează. Asta de-am... Pe răspunderea lui. Da. Și îmi spune că ieși afară, el și fraitul. Ia să ne oprim pe prag, sunt cămeri acolo, tot este. Cămeri de luat, de și mă opresc pe prag, el și hădem jos. Zic, nu, de-ați grăim aici, sunt cămeri, să vadă tot, știi? Na, și tieni sau și încolo, începe. Mă gândesc, dacă e polițist, e psiholog, astea, n-a să ridice mâna.
Da, o să ies după colț. Camera se vede până la colțul gardului, te țâie. Nu mai ieși la șantaș. Trept în ochi, jac. Mă apuc și mă trântește. Eu am văzut că nu-i de grăit, el nu vrea să grăiască. Am început a apăraș. S-o vărit așa la, de la priepliță și la unul i-am rupt nasul. Așa zici, la unul parcă i-am rupt maxilarul. Dar la ăsta care i-am rupt maxilarul, ăsta de la priepliță. Știi? Eu atunci seara am fugit la Cehia. Și dacă mă luau, e bine, mă distrung eu, că el de mult are... Și deci am tot ești plecat pe hotare, înțeleg asta, te-a ascuns. Da, după altfel nici nu pot. Și aici, dacă la Germania, am dat la documente, cred, trebuie să îndeie dreptul de lucru. Mm-hmm. Nemții ne-a dat dreptul de lucru și ne-au spus, trebuie să mă duc la Moldova, că ei să-mi pui ștampilă moldoviene mm-hmm. în pașaport. Dar eu nu mă pot, că sunt căut, nu mă pot duci, că sunt căutare. Eu dacă ajung la grăniță, mine mai ieși, mă închide și el îmi spune că 2 ani să nu. Deci s-a făcut dosar penal pentru bătaie și cred că eu nu eram acasă, eu am fugit. Eu sunt de acord să de ăștia 2 ani de zile, dar eu vreau să văd video. Video și ala de acolo, că e, așa după cât am înțeles eu, el a 2 zile, a 3 zile, s-a dus cu niște polițai și-a șters video. De culoare. Ți-au spus oamenii din sat? Da, da, tot de la poliție ne-au spus. Deci video acela nu este la dosar. Așa, dar mie îmi pare că stăpânul la cafeneaua asta, el trebuie să aibă video, că la dânsul vine pe telefon pe el. Și el trebuie să aibă, mie îmi pare, dar eu i-am luat în Druzeaș, pe Stirnitski l-am chemat în Druzeaș să-i lămuresc deodată și cum a fost. Dar Stirnitski cine? Cel de la Prebrița? Nu. Așa la care șeful de la poliție, țineți minte, când au venit, Matai spune chiar că e oara 2 și la poliție, nu-s șefii, nu-s nimeni, și au venit el și m-a luat și ne-a dus în cabinet sus cu dânsul. Mm-hmm. Șeful lor, năcealnicul Golovnul la Rozăscă. Vă-l-eu. Da. Abia că atunci în ziua aceea, el o scrie, parcă am fost prieten și eu i-am spus că parcă, și de atunci gata, s-a gătit prietenia noastră și l-am chemat în Druzea și... Nici el. Am mai chemat acolo în Druzeac să-l lămuresc cum a fost, să stup. Vreau să mă duc și eu acasă. Și mama e bătrână și tot mă gândesc că nu se întâmplă și ceva, știi? Și acasă trebuiască să mă duc, dar trebuiască cum? Să-mi not iar prutul, să-mi not strec granițele pe jos, discușina la un... mă nervez. Dar și atunci ai plecat așa, trecând granițele pe jos, prin Transnistria? Nu, atunci, taman atunci, 4 sau 5 zile am primit pașaportul. Atunci trebuie să prind. Dar aici ne-a luat pașaportul. Când m-am dus, m-a chemat să-mi spui, să mă duc acasă să împrinesc ștampila asta în pașaport. Ne-a luat pașaportul și a spus că te duci să cumperi bilet și noi la aeroport îți dăm pașaportul. Și foaia... Deci cumva ești reținut și la german. N-ai pașaport acum, nu mai poți călători. Da, n-am pașaportul. Ei ne-o spun, îmi dă o foaie așa, că foaie și ei mă duc și îmi pun piciat, ei nu mă, eu le spun, și le-am spus că eu sunt căutare în Moldova, aici le-am spus, dă cum este. Eu zic că n-ai probleme cu asta, cu foaia asta care ți-o dăm noi, ei n-au dreptul să te reții, știi? Hai, da. Da, putem păcăleală, e păcăleală, da. Nu. Vii acasă da, și da, te rețin și te bat și te bagă la pușcărie, de-am aici papațanschi, ca la Moldova, de aici justiție nu mai vezi. Dar nemții nu vor bătaie de cap și vor scape de neata. Da, da. Așa. La noi, la Moldova, e șterg nasul cu hârtia voastră. Așa că așa, ne-a luat pașaportul. Deci, amu, cât mai ești la libertate, vrei să grăiești ca să afli ce s-a întâmplat atunci de Crăciun la Copășeni. Dar n-ai angajat un avocat, scrie plângeri în numele dumneatale, că... el te-a provocat, el era tot aghezmoit, zici că era și cu mașină, mai multe ilegalități au făcut polițistul. Da, după și l-am pălit eu de-am ultima dată, că el s-a sculat în cioare și chiar înaintea cafinele de acolo ne-am pus și el ne-a început că mergem așa și mă învârtem așa din prejurul și el și te învârtește ca o curcioare. M-am întors și am mai ars, una și o chicat jos băietul. S-a sculat și a început a striga la fumei, să iei deni stvolul din bardacioc și gata. S-a făcut vânt la mașină să iei stvolul fumei și a început a striga. Și a zei. Stvolul fiind pistolul sau are pușcă de-a lui? Pistolul de serviciu? Pistolul, scădeai pistolul. În bardacioc, pușca nu încape în bardacioc. Nu, dar cum să țină el pistolul de serviciu să-l țină în mașină? E absolut ilegal. Pistolul ori e la tine, ori îl ții în safe.
Nu, poate a lui Sunt o grămadă ilegalități care se constată din chestia asta. Deci, dacă ajunge dosarul în judecată, o să afle multe chestii despre el și o să fie și el inculpat, nu numai dumneata, mai ales că el primul te-a lovit. Eu mă gândesc pistolul a lui, nu slujernic. Dar nu contează că e a lui, că nu e a lui, tot n-ai voie să-l ții în mașină. Pistolul trebuie să fie ori în safe, ori cu tine. Dacă îl porți legal, dacă nu cumva o fi un pistol ilegal. Nu știu și... Dar nu era în uniformă. Nu. Era cu familia, da, serba. Da, dar cum să iei copilul și ala 2 sau 3 anișori, l-a pus pe prilaf cu niște tătă dubală și ea fumează, tătă în cafeneaua și ea. Omul a venit cu copilul și... Știi vorba și ea, copilul meu fac și vreau cu el. Da, dar înțeleg, dar dacă eu mă distrez în seară și șuieram în dispoziție sau s-a fost el șuierat lui spate, șuieri, spate, dar deci tătul pornit de la șuierat, cineva a șuierat acolo și a început cearta. Asta, da. Nu, tot s-a luat mai tare de la vorba mea care am spus că să scot afașa și te ocăresc. Asta a fost greșeala mea, a fost că... Nu, am spus cu vorba, n-a ridicat mâna. Și poate de ocărât n-aveai de gând să-l ocărești, aveai de gând chiar să-l bați sau cine știe ce. Nu ai zis că să scot afară și te ocăresc, nu-mi imaginez un pațan de la Copășeni să zică, băi, haideam afară și să te ocăresc, pot să-l ocărești în bar cu nevasta și cu copilul de față. Pot, sunt, cum, pot și acolo, dar era lume și se începe mușfată, se începe strigăte, una alta și vorba am spus-o, eu n-am ridicat mână, că o spus și el vorba și cu minte ca să ne sfădim încolo în pași și da. Eu am spus înapoi, dar am făcut cu vorba, n-am ridicat mână. Dar ce plan ai? Care e ideea? El mai lucrează în poliție? Da. Și atunci când era în spital... când ne-am întâlnit, noi era cu alt caz la poliție. Prieplița, caz au fost prin 14, prin 15, dar zici că este incident s-a întâmplat în 16. Așa a fost cu preplițeni. Și mai este care cu celiști rupt, care cu maxilar rupt, care am rupt eu. A treia sau a patra zi, eu am fugit la Cehia. A treia sau a patra zi, o părut și el la Cehia. Cu maxilarul rupt nu poți vii la Cehia, că ești inflat, nici nu zăvoi să treci granița, când îți cunoști fotografii, inflat îți. Celești un scoabi, una alta, trebuie să duci la doctor, la perivească, la una alta, dar el e la Cehia. Da, da, da. Așa, e astea. Și fratniu și un cipion băiat, a doua zi i-a luat, i-a dus la poliție, i-a închis, i-a pus amendă. Dar el lui nici o amendă, nică, el are drept să ridice mâna la lume, să-i bat și astea. Și mă gândeam și eu să iau un advocat de acolo. Dar ei acolo trebuie să știu unul cu altul și eu n-am câștig. Dar ia unul de la Bălți, ia unul de la Chișinău și taman de acolo, de la Sângerei sau de la... De la Chișinău și nu știu cum să mă leg astea. Și ea ca și eu a fost cazul. Și am ușat și mă ascund, nici nu mă pot duce acasă, îmi fac documente, să lucrez normal. Dar de-am gata aici, am nu mai lucrez, deci de-am mă deportează, că ei ne-au dat două săptămâni, mi-au spus că ai timp două săptămâni, și acasă spui astea și zi înapoi. La mine e trecut asta de-am gata, eu întotdeauna... deportat din Germania. Eu așa mă gândesc, eu deamul deportat. Poți cere azil politic, dar aproape sigur o să-ți refuze, că nu ai fost persecutat pentru idei politice, dar aici te-ai dus tu cu un polițai și ai ajuns în mintea lui și el bat și tu bat. Aici azil politic nu-mi dă să lua din primele zile când am venit, dar eu de-am am 3 ani aici așa zut, știi? Nu, poți cere oricând azil, dacă ai temeiuri. Dacă ai avea temeiuri politice sau nu știu, azil social, trebuie consultați niște juriști, poate te ajută cineva. Dar poate te întorci acasă și încerci să faci dreptate, să speri că justiția nu o să te nedreptățească tare și tragi când tragi în instanță, îl tragi și pe el după tine dacă vrea să te bage. Dacă n-a vrea să te bage, poate avea împăcare și atunci se anulează dosarul penal și îți pune o amendă, plătești câteva mii acolo la stat și altă dată când bei, stai cu mii și ori, nu te bagi. Mai ales peste polițiști. Cum să mă bag? El de mult vroie să mă bat. El de câte ori vine că eram și la pașaport, când ne facem pașaport. Dar și e autoritetul, odată și odată eu o să-ți bat botul. Odată era și Sternițchi de față când a zis el cuvintele astea. Oho. Da. Poliția se comportă ca mafia. Așa e, am blat. Dar el e polițist la voi acolo, la Copășeni?
La Sângerii, nu, el nu e la Copășeni, el la Sângerii. Și în seara aceea când... Pentru că el e din Copășeni și n-are voie să fie la el în sat, așa? Dar el nu e din Copășeni, el e venit din Copășeni. El ca tare trăiește covară de mine. Ei, și să-i faci, așa se întâmplă, între neamuri și al mai des sunt certurile cele mai mari. Da. Eu am înregistrat și am discutat, dacă vrei publicăm, să afle lumea despre părerea dumitale despre acel incident. Dacă a vrea și el să dea o replică, îi stau la dispoziție prin Skype, prin Viber sau iată, merg zilele astea la Sângerei, ne putem întâlni să dea explicații. Dar cu dosarul trebuie să te lămurești cumva cu un jurist, cu un avocat sau vii chiar dumneata însuți și te lămurești aici, anul ăsta ori la anul. Eu dacă vin minim de jos la graniță, mă de jos, și vin, ieși mai eu. Când mă gândesc, dacă ați fi ieși, ați mai iei, poți să nu mai văd nici judecat, nici Sângerii poți să nu-l văd. A, cine să vii Sângerii? Eu nu cred că vine Sângerii. Dar cum? Dacă eu sunt căutare, îi sun la Sângerii și spune că iată, omul e la noi și îi trebuie să vii și mai iei. Oricum Sângerii n-are izolator de detenție preventivă, o să te ducă la bălți și nu neapărat o să-ți dea arest. Mai ales dacă duci, te predai singur, n-o să aibă temei să-ți dea arest. O să zic că pentru ce să-l arestăm dacă omul a venit să judece, să lămurească. Înseamnă că a fugit cât a fugit de justiție, dar acum a venit să lămurească. Pentru ce să-l arestăm? Și poate n-o să-ți dea arest. Și până la arest, până la condamnare, găsește avocat, te duci în instanță și încercați să faceți dreptate. Sau poate chiar la anchetă, la procuratură, vă lămuriți cu polițaiul, el a zis, hai că eu îmi retrag plângerea și tu... Retrageți plângerea și ne despărțim ca neamuri. Dacă zici că trăiești cu o verișoară, ne despărțim ca neamuri. Dar ți-am zis că sunt multe ilegalități și în faptele lui. Din ce ești în povestești dumneata, nu știu exact cum a fost. Până la urmă, justiția trebuie să stabilească cum a fost. Nici un cuvânt n-am adăugat de la mine. Așa zic și el și că n-o spun altă poveste. Da. Bun, 17 minute am discutat, eu cred că e clară situația. Mulțumesc pentru încredere. Ținem legătura. Mulțumesc și Matale. Dacă ne vedem pe aici, sper să nu ne certăm și nu ne batem. Mulțumesc. Ca pe un strâng, poliție, poliție, știi că am încredere în poliție. Aha. Ca și mine. Da, da. E ca și ei. Noroc. Mulțumesc. Auf Wiedersehen, cum zice neamț. Ciao.